Da, Tenerife este pomul lăudat la care să te duci cu sacul, pentru că, într-adevăr, mi-a depășit așteptările pe care le aveam. Așteptam să fie un paradis exotic în mijlocul Atlanticului, unde să fie primăvară eternă, și chiar așa este. Așa l-am găsit și mi-a depășit așteptările, în sensul că am vizitat anterior Spania continentală și aici am găsit o altă Spanie, cel puțin în zona Costa Dehe, o Spanie care este curată ca și Elveția și are infrastructura Germaniei. Sunt în această zonă atâtea hoteluri de lux și dezvoltări hoteliere, încât am rămas surprins, foarte surprins, în sensul bun al cuvântului. Cum vezi colaborarea aici de România și de Spania? Cred că este o colaborare foarte bună în acest moment. Știu că o delegație Fijet Spania a vizitat Delta Dunării și noi, cum ar veni, acum am întors vizita de curtoazie și sper să continue colaborarea și pe viitor. Mai multe nu știu ce să spun despre acest aspect. Tenerife este o destinație superbă, este o destinație de vacanță și vara și iarna. Aici eu am spus-o de atâtea ori că iarna e ca vara și vara e ca iarna. La o temperatură medie de 23 de grade în decembrie poți să faci plajă, baie în ocean, baie la piscină, poți să-ți faci cumpărături, poți să stai în niște condiții de lux și poți să stai și în niște condiții normale la apartamente. Ai ce să vezi, ai ce să faci, o lună de zile, poți petrece până la o lună de zile pe insulă, fără să ajungi de două ori în același loc. Noi, în infotripul ăsta, în trei zile am făcut cât ar face un turist în vacanță în aproximativ 7-8 zile. M-a surprins cât de mult s-a dezvoltat în ultimii ani. Eu am mai fost acum 10 ani în Tenerife, iar schimbările spre zona de glamour și de lux sunt vizibile. Serviciile sunt excelente, mâncarea este foarte bună, sunt restaurante cu stele Michelin, sunt restaurante unde se oferă degustări, sunt bodegi, sunt tot felul de locuri unde poți să-ți petreci o vacanță minunată. Și bineînțeles, ceea ce ne place tuturor, parcuri acvatice, topogane cu apă, și bineînțeles mult soare, plajă și niciodată zăpadă, decât dacă te duci pe muntele Elteide. Cum vezi colaborarea între Fijet Spania și Fijet România? Este o legătură strânsă între Fijet Spania și Fijet România. Avem o relație foarte bună. Ei promovează România. Au venit în România de mai multe ori, sunt o asociație extrem de activă pe zona de turism. Noi am venit acum în Spania, am început cu Tenerife, vom promova Tenerifele în România ca destinație de vacanță, de leisure în principal, și rezultatele vor fi foarte bune. Avem de învățat și noi de la ei, pentru că sunt cu adevărat profesioniști în turism și Fijet în special în tot ceea ce înseamnă presă, cum și au de învățat de la noi unele lucruri care sunt tradiționale în principal. Acum un an hotăram împreună cu colegul meu de la Fijet Spania să colaborăm în sensul unui schimb de experiențe între cele două asociații. Primul proiect a fost invitarea lor, colegilor din Spania, în Delta Dunării. Partea a doua a proiectului a fost vizita noastră aici, în Tenerife, în această insulă fantastică. Așteptările noastre au fost mari, pentru că este vorba despre o destinație foarte cunoscută, foarte populară pe piața turistică românească. Dar aș putea spune că ne-au fost depășite așteptările, pentru că am găsit aici nu doar oameni foarte drăguți, foarte prietenoși și foarte bine organizați în același timp, ci și niște locuri fantastice despre care nu știam, care nu au fost suficient promovate în România, pe piața românească,
pentru că românii știu poate doar că Tenerife este o destinație de apă, nisip și plajă și soare, dar Tenerife este și o destinație culturală, de asemenea o destinație ecoturistică foarte importantă. Am avut ocazia să vizităm Parcul Național El Teide, care este fantastic, este vorba de cel mai înalt vârf din Spania și despre un peisaj pe care îl putem compara cu poate o altă planetă, dar nu cu planeta Pământ, atât este de diferit. Ceea ce aș vrea să menționez de fapt este că suntem cu toți încântați de ceea ce am văzut, de ceea ce am experimentat aici și cred că ar trebui promovate mai mult aceste locuri și aceste tipuri de destinații pentru turiștii români, care cu siguranță pot fi atrași și de altceva decât de plajă. A fost un trip foarte reușit din punctul meu de vedere. Insula mi s-a părut foarte, foarte frumoasă, interesantă, diferită față de alte insule pe care le-am văzut. Mă refer aici, fac o comparație cu insulele grecești și cred că poate fi o destinație pentru turiștii din România, chiar dacă pentru o anumită categorie de oameni care dispun de niște venituri undeva mediu sau peste medie, poate singurul dezavantaj ar fi că este destul de departe. A zbura 6 ore și ceva în continuu s-ar putea să nu fie atrăgător pentru toată lumea, dar merită să vii aici pentru că natura, priveliștea este deosebită în momentul în care ai un perete de stâncă, munte și mare, practic în aceeași imagine, poate fi atrăgător. Ținând cont și de faptul că aici este vârful muntos aflat la cea mai mare altitudine din Spania, 3710. Într-o singură zi, practic într-un interval de 2 ore, poți să faci această călătorie de la zero față de nivelul mării până la 3710 și pentru multă lume s-ar putea ca această chestie să fie super interesantă. Cum vezi colaborarea între Fijet Spania și Fijet România? Eu cred că această colaborare are un viitor frumos pentru că colegii noștri de aici au fost foarte drăguți în această perioadă de timp. Am legat o relație de prietenie care cred eu că va fi fructuoasă în viitor. Ei ne-au vizitat țara acum 6 luni, în iunie au văzut Delta. Noi acum în aceste zile am vizitat Tenerife și în viitor eu personal mă aștept la o colaborare frumoasă. El turismo contemporáneo es un invento de los este británicos. De fapt inventat de británici. Y España en un momento dado decidió a principios de 1900 de que había que desarrollar 20, esa actividad turística porque podía generar actividad económica en el país. Y en aquel momento se deciden tomar una serie de determinaciones que después de más de 100 años han empezado a tener resultados. Y una de las determinaciones es la creación de unos organismos institucionales y profesionales que se llaman los Centros de Iniciativas y Turismo, que están instalados en todo el país. El primer Centro de Iniciativas y Turismo se crea en 1905. Y a partir de ese momento empieza el desarrollo del turismo en España, aunque el boom turístico se produce en los años 50. Estas instituciones, los centros de iniciativas y turismo, llegan al archipiélago canario cuando se desarrolla el boom turístico en este archipiélago, que es a raíz de la aviación comercial. Y nosotros hemos contribuido con nuestra aportación, nuestra pequeña aportación, en convertir a este insulele Canare au devenit una din destinațiile cele mai importante din lume, importantes del mundo. Al día de hoi, astfel încât în prezent noi primim circa 16 milioane de turiști în întreg arhipelagul, din care 6 milioane de turiști străini doar în Tenerife. Año tras año, el crecimiento, nunca ha habido decrecimiento, siempre cada año se crece más por la labor que se está desarrollando conjuntamente en las administraciones públicas
las instituciones, los empresarios y los profesionales. El turismo sigue creciendo. A nivel mundial ha crescut foarte mult, dacă în anii 1950 Organizația Mondială a Turismului menționa o circulație turistică de 25 de milioane de turiști internaționali. Astăzi am ajuns la peste 1.300 de milioane de turiști internaționali. Fillet este Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, care deține la ora actuală cam 40 de țări membre, asociații naționale. Este foarte importantă colaborarea dintre aceste asociații naționale. Fiecare din ele are o experiență proprie. Este important schimbul de aceste experiențe din care fiecare avem de învățat, astfel încât să putem veni cu cele mai bune soluții pentru promovarea destinațiilor turistice. En el mundo viaja una vez al año, ¿no? Una conclusión con sobre ese press trip con Fijet Rumanía. Yo creo que la experiencia es fantástica, ¿no? A principios de este año tuvimos realizamos un convenio de colaboración entre Fijet España y Fijet Rumanía. Y el convenio se ha cumplido porque ha hecho un intercambio de viajes promocionales. Nosotros estuvimos en el mes de mayo en el Delta del Danubio, que creemos que es un destino excelente, del cual hicimos un clipping de nuestro trabajo realizado, que yo creo que está ahí. Y ahora de asemenea, ha venido, aici în Spania România, am în este caso, experimentat un proiect foarte interesant. Y creo que cred că Fijet España și Fijet România trebuie să facă un pas înainte, inclusiv într-o cooperare de tip academic în ceea ce privește dezvoltarea turismului. La conclusión, yo creo que los hermanamientos entre asociaciones de turistas de los países deben de ser un primer paso para que hagamos muchísimas más con otras asociaciones, ¿no?